te implici în rezolvarea problemelor globale? Disciplină, consiliere și dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a șaptea. Din ce în ce mai mulți termeni noi intră în vocabularul nostru în fiecare zi. Iată numai câteva dintre cuvintele pe care le auzim din ce în ce mai des în media sau în conversațiile curente. Sustenabil, green, adică verde, Eco-friendly, adică prietenos cu mediul, ecologic, slow fashion, adică cumpără rar numai articole de calitate, conștientizează procesul și resursele necesare realizării lor. Anticonsumerism, reciclare. Organizați-vă în echipe și căutați, apoi discutați înțelesul fiecăruia dintre termeni. Lăm acum mai multe despre reciclarea anumitor materiale, urmăriți pentru început câteva date privind reciclarea sticlei. Vorcanele și sticlele pot fi spălate și reutilizate. Sticla poate fi spartă și reciclată, ceea ce reduce volumul de materiale necesar pentru crearea de sticle noi. Știați că Marea Britanie reciclează aproximativ 25% sticlă în timp ce Elveția reciclează 91%, iar țările de jos 84%, descoperiți și voi care este situația reciclării sticlei în România. Să urmărim acum câteva date privind reciclarea hârtiei. Reciclarea hârtiei salvează copaci, deoarece reduce cantitatea de lemn necesară pentru producerea hârtiei. De asemenea, prin reciclarea hârtiei folosite, se economisește apa și energia necesare în procesul de producție. Știați că Marea Britanie reciclează aproximativ 38% din hârtie, în timp ce țările de jos reciclează 50%? Descoperiți și voi care este situația în România. Urmăriți acum câteva date privind reciclarea dozelor de suc și a conservelor de aluminiu. Studiile arată că o familie din țările din vestul Europei folosește într-un an aproximativ 600 de conserve și doze de suc. Acestea sunt produse din metal sau aluminiu, iar ambele materiale pot fi reciclate. Dată fiind valoarea acestor metale, în Danemarca, încă de la începutul anilor 2000, a fost interzisă vânzarea dozelor de aluminiu pentru a încuraja refolosirea sticlelor. Urmăriți acum câteva date privind reciclarea deșeurilor din plastic. Foarte multe produse sunt realizate astăzi din plastic reciclat. De exemplu, plasticul din care sunt produse sticlele mici poate fi reutilizat pentru a umple sacii de dormit. Știați că deocamdată există puține facilități de reciclare a plasticului în comparație cu hârtia și sticla? În prezent, mai puțin de 1% din deșeurile de plastic sunt reciclate. Descoperiți care este situația în România. Lucrați în grupuri și identificați modalități concrete de a contribui la însănătoșirea planetei folosind fiecare dintre verbele următoare: a refuza, a refolosi, a recicla, a reduce, a se degrada, a se descompune. A refuza. Înseamnă să cumperi doar atunci când îți trebuie acel lucru. De exemplu, refuz să-mi cumpăr culori noi până nu le folosesc complet pe cele pe care le am. A refolosi înseamnă a reutiliza, a recondiționa haine, echipamente. A recicla înseamnă a reutiliza deșeurile de plastic, sticlă, aluminiu, hârtie, baterii, echipamente electronice. A reduce. Se referă la reducerea consumului de resurse. Aceasta înseamnă să cumpăr ceea ce îmi trebuie, dar și să reduc consumul de apă atunci când mă spăl. Aleg să fac duș 3-4 minute, în loc să mă spăl în cadă. Aleg să închid apa atunci când folosesc balsamul de păr. A se degrada, a se descompune înseamnă că folosesc materiale reciclabile, biodegradabile. Lucrați în continuare în grupuri pentru a răspunde la următoarele întrebări. Ce materiale se reciclează selectiv în localitatea voastră? Unde? Care este programul de funcționare? Ce materiale se reciclează selectiv în școala voastră? Consumul căror resurse ar putea fi redus în clasa voastră? Ce materiale se reciclează selectiv în casa voastră? consumul căror resurse ar putea fi redus în casa voastră. Realizați în grup un afiș pentru optimizarea consumului de resurse și implementarea altor măsuri pentru un mediu sănătos. Faceți apoi turul galeriei pentru a analiza toate propunerile. Mergeți acasă cu cel puțin o idee pe care să o implementați. Nu uitați! Aveți grijă de sănătatea planetei!